Deci astăzi fiind prima zi, o să venim toată grupa de design. Și cam asta termina primul an. Pentru context, sunt la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, pe secția de Graphic Design și tocmai am terminat anul 1, deci intru în anul 2. Am vrut foarte mult să fac video acesta pentru persoanele care sunt interesate de domeniu, pentru că sincer nu mi se par îndeajuns de multe informații pe internet și astăzi vreau să vă prezint experiența mea fără să vă spun exact merită, nu merită, mergeți, vă pierdeți timpul sau nu, pentru că marea majoritate a videoclipurilor pe care le-am văzut eu au fost ceva de genul merită să-ți petrești 4 ani la facultate de arte, diplome inutile pe care poți să le iei, cum mi-a schimbat mie facultatea de arte viața și mai departe, adică vreau să vă spun pur și simplu informațiile, cam toate informațiile care ați avea nevoie din punctul meu de vedere și după să luați voi o concluzie. Și primul lucru despre care vreau să vorbim astăzi este admiterea. Apropo, eu vorbesc în principiu despre secția de graphic design. Sunt asemănătoare în mare parte, deci probele sunt două, una natură statică și una de creativitate. Natura statică este una, sincer, foarte ușoară. Sunt câteva obiecte, puteți să vă le și alegeți pe care vreți să le faceți. Este pur și simplu o probă de da și nu, admis respins. Și următoarea de creativitate o să vi se dea un cuvânt, de exemplu abstract, acord, ascensiune, ceva de genul și vedeți să faceți o compoziție și să integrați cuvântul respectiv în compoziție. Adică că să nu fie cumva un fel de titlu. Și în mare parte, cam la facultățile de artă, cam asta este sau astea sunt probele. De exemplu, ce mai știu de la București, unde am și videoclipuri, apropo, dacă vă interesează, o să vă las link-uri pe ecran. Tot la fel, natură statică, crochiuri și probe de creativitate. Poate că nivelul este diferit, dar ideea este aceeași. O diferență între București și Timișoara este că la Timișoara nu o să-și ară portofoliu. La graphic design. Se fac și pe timp de vară, o săptămână, se fac pregătiri gratuite, unde sincer vă recomand să vă duceți pentru că m-a ajutat foarte mult ca să înțeleg ce vor de la mine, ce tip de teme așteaptă, cum vor să fie rezolvate și mai departe. Pentru că arta este foarte subiectivă și trebuie să înțelegi foarte mult ce caută profesorii respectiv de la tine. După când vine vorba de profesori, majoritatea sunt foarte drăguți, tineri, foarte mulți dintre profesori sunt tineri și dacă ai orice tip de întrebare, oricând, indiferent că este profesorul tău, indiferent că ai oră atunci, indiferent că ai curs cu el sau că ai mai avut sau că nu o să mai ai, sunt acolo să-ți răspundă la orice te interesează, fie fizic când mergi în facultate și găsești pe alte cursuri sau așa mai departe, sau pe e-mail. Eu, de exemplu, de curând am vrut să mă angajez, am făcut un CV și un portofoliu, pusem la câteva proiecte și am trimis e-mail profesoarei mele de la facultate cu părere, nu știu, sfatul, ce să schimb, ce să nu schimb. Și mi-a răspuns, mi-a dat sfat și mai departe. Adică sunt super humble, indiferent că este vorba de un proiect anume sau ceva legat de facultate sau, nu știu, lucruri legate de domeniul general. Și sunt foarte libertini. Lucru care poate fi luat ca ceva bun sau ceva rău, în sensul că nu o să pună presiune pe tine din niciun punct de vedere. Niciun punct de vedere al notelor sau al temelor sau al deadline-urilor. Lucru care, cum am spus, poți să-l iei ca un lucru bun, pentru că te lasă cumva așa, în ritmul tău. Însă se poate și o parte rea, pentru că sunt multe persoane care au nevoie să fie un pic împinși de la spate, lucru care nu prea se aplică. Acum că vine vorba despre teme. Cred că 90% din teme sunt proiecte practice. Nu o să aveți de memorat sau de tocit lucruri în afară de istoria artei, unde ai de învățat, în fine, dar nici acolo nu ai de învățat mult, la toate restul sunt proiecte practice. Ori lucruri digitale, lucruri fizice, lucruri făcute în grup, whatever. Ideea e că, personal, îmi place foarte mult această inițiativă să te pună să faci lucruri în loc să memorezi. Ai deadline flexibil la aproape tot. Cum funcționează? Eu o să-ți dea o temă, sunt mai multe module și în timpul modulului fiecare profesor o să-ți dea una, două sau trei teme tu pe care trebuie să le faci până în sesiune. Că este de preferat să le termin până se termină săptămâna, adică modulul, ca să poți să-ți dea feedback, da, este poate mult mai helpful și poate sunt unii profesori care țin mai mult să fie aproape gata cu ele până se termină modulul respectiv, dar în marea majoritatea timpului tu trebuie să le termin până sesiune, ceea ce îți dă foarte mult timp să poți să le faci. Și chiar primești feedback dacă ești prezent, dacă chiar te duci la cursuri, dacă chiar îți faci temele așa mai departe sau dacă chiar îi întrebi, o să primești feedback. Însă, după cum am spus, cu mie te cam las așa în pace, poți să te cam culci pe ureche și să nu te mai duci, zici că aia lasă că nu e așa important, aia lasă că am eu alte lucruri mai mult bune de făcut și, na, deja am spus, luați și voi cum vi se pare
convenabil. Vreau să fac o mică pauză să vă aduc aminte de contul meu de Instagram de design, unde postez cam toate proiectele și lucrurile relevante pe care le fac în domeniu. Plus contul de TikTok, unde tot la fel postez tot fel de content legat de partea de graphic design. Deci dacă vă interesează mai multe, hit me up. Când vine vorba de note, notele mari nu le e greu. Nu e ca la alte facultăți în care să te lupți și să treci materia, în care să te lupți să nu ai restanță așa mai departe. Dacă te chinui măcar un pic, restanțe n-ai cum să ai și poți să ai clar note mari. Spre exemplu, eu în primul semestru, în afară de o materie unde am călcat un pic strâmb, am avut 10 pe linie la toate. Și nu pot să zic că am fost elev model și că am făcut niște proiecte absolut extraordinare care nu s-au mai văzut până atunci. Dar nu e foarte greu note mari. Însă, din nou, asta poate fi luată și poate în alt fel. Depinde ce tip de persoană sunteți voi și cum sunteți voi cu, nu știu, cu ambiția, cu cum ați fost obișnuiți cu alții și mai departe. Însă, dacă tu nu iei note mari greu, nici cei de lângă tine nu o să ia note mari greu. Înseamnă că nu prea să mai dai seama cam pe la ce nivel sunteți sau nu mai există cumva competitivitatea asta, nu mai există să iei ceva de la alții, să înveți ceva de la alții, să te chinui să faci un proiect, să-l faci cât de bine poți tu ca să iei o notă poate mai mare. O să le faci pur și simplu să fie făcute în mare parte. Deci ce să vă știți cumva cum sunteți voi ca oameni. Și un alt lucru, dar n-are legătură cu facultății de arte în general, nu poți să contești o notă. Nu poți să spui, nu e mate, să zici, da, de fapt am făcut, mi-a dat răspunsul bun, dar nu știu, nu știu cum. Arta este foarte subiectivă și asta s-ar putea să devină uneori frustrant, pentru că poate tu ți-ai dat tot sufletul pentru proiectul respectiv, însă tu ai primit o notă mică, pentru că profesorul sau stilul profesorului nu era la fel și nu asta căuta. Și nu e cum să contești chestia asta. Când vine vorba de program, este unul foarte lejer. Deci, cum este structurat cumva orarul pe un semestru, aveți mai multe module, fiecare modul reprezentând altă materie, deci până la final se strâng un minim de vreo 11 materii, cred, pe lângă spor, facultative, opționale și așa mai departe. Și cum arată o zi? Aveți dimineața, ori de pe la 8.50 sau 11.20, parcă, aveți modulul de dimineață. Și după amiaza, în funcție de zi, aveți ori alt curs sau un seminar sau, în fine, deci la facultate, sincer, nu cred că aveți cum să stați într-o zi mai mult de vreo 4 ore, cred că maxim, sincer. Ca să vorbim și de examene. Pe timpul sesiunii, dacă ți-ai făcut lucrurile din timpul semestrului, o să duci foarte lejer. Pentru că tu, teoretic, în ce constau examenele, să-ți termini proiectele pe care ți le-au dat până în punctul respectiv. Deci, pentru un modul în sine, să spunem, cursul efectiv de graphic design. Până la sfârșit o să ajungi să ai, cred că, maxim la o materie 4 teme, cred, și tu trebuie să le ai pe toate terminate până în sesiune, cum am mai spus, și apoi, în funcție de materie, ori va trebui să le prezinți, ori va trebui doar să le trimiți online pe clasă sau ceva de genul. Mai sunt, de exemplu, istoria artei, unde va trebui să dai examen fizic, unde este, cred că, singurul examen teoretic, de fapt, și cel de anatomie, sau va trebui să dai o probă pe moment, de exemplu, la desen, unde va trebui să faci o natură statică atunci, sau în mare, dacă ești un pic organizat, nu este extraordinar de stresantă sesiunea. Ca și facilități. Facultatea are foarte multe laboratoare, să le spunem, unde ai laptopuri, desktopuri, imprimante 3D, la cele practice, de exemplu, unde ai LUT sau, I don't know, tot felul de astea pentru gravură. Facultatea spune la dispoziție destul de multe facilități, să spunem, ai și biblioteca facultate, biblioteca universității și asta chiar este un mare plus pentru că Facultatea de Arte din Timișoara face parte din UVT, Universitatea Mare, de aceea puteți să beneficiați de mai multe lucruri. Și astfel intrăm în partea de oportunități, unde aveți partea de Erasmus, unde eu o să mă duc semestrul viitor, o să plec în Spania, unde nu se intră extraordinar de greu, primiți bursa respectivă, într-adevăr trebuie să vă ocupați voi de cam majoritatea lucrurilor ce țin de organizare, dar oricum și sunt foarte multe facultăți partenere, deci aveți foarte multe oportunități. Bursă care este 1200 de lei pe lună și am luat bursă și în primul semestru și în al doilea semestru sau, cum am spus, pentru că notele nu se iau extraordinar de greu. Dacă ieși un pic în evidență, s-ar putea să ai noroc să prinzi și bursă. Se mai organizează tot felul de expoziții unde poți tu să-ți expui lucrurile sau alte expoziții unde poți, pur și simplu, să fii prezent cu tot felul de invitați de mai multe țări sau mai multe domenii unde vorbesc de, în fine, diverse, astea chiar în cadrul facultății, sunt la mansardă, felul de evenimente, mai este OSUT, care este asociată de studenți.
Și ultimul lucru de pe listă despre care vreau să vorbesc sunt colegii. Ioana, nu sunt din Timișoara, sunt din Pitești, deci când am ajuns în Timișoara, credeți-mă, am fost șocată pentru că oamenii sunt complet diferiți din punctul meu de vedere. Mi se pare niște oameni mult mai deschiși, mult mai drăguți. Și vă dați seama că am colegi chiar super de treabă, care mă înțeleg foarte, foarte bine. Și overall, mi se pare că orașul este complet altceva. Sincer, nu l-aș asemăna cu alte orașe sau alte zone din România. Și acum, ca să închei cu niște concluzii generale, trebuie să vă gândiți foarte mult cum sunteți voi ca oameni. Și vă spun punctual pentru această facultate. Mi-a murit lumina, așa că o să fac concluzii generale fără ea. Această facultate este într-adevăr una lejeră, în care nu o să fie greu să luați poate note mari, să luați bursă, să intrați în alte proiecte și așa mai departe. Dacă vă chinuiți un pic, cred cu tărie că puteți termina facultatea și fără nicio restanță. Însă dacă sunteți genul de oameni care vă lăsați cumva așa pe spate, nu vă ieșiți din zona de confort, nu încercați să învățați altceva nou dacă nu este neapărat necesar și le faceți lucrurile cât să fie făcute, s-ar putea să terminați facultatea fără să învățați absolut nimic nou și să vi se pară că a fost complet pierdere de timp, pentru că nu vă motivează nimeni din punct de vedere al notelor, nu vă împinge nimeni de la spate, nu vă învață nimeni ură în gură. Toată lumea să se aștepte ca voi să știți de la toate programele, cu ce se mănâncă, să știți mare parte din teorie, în fine. Însă, dacă sunteți genul de oameni care oricum sunteți foarte ambițioși, care țineți să învățați din ce în ce mai mult și ce e nou și să vă băgați în proiecte pe care oricum le făceați, dădeați tot ceva mai bun în proiectele respective, că voiați voi pentru voi să iasă cât se poate de bine, atunci s-ar putea să fie o alegere foarte bună. Deci acum depinde foarte mult de voi, de cum ați fost obișnuiți, așa că faceți și voi o listă pro-contra și trageți niște concluzii. Și cam astea au fost informațiile care mie personal mi s-au părut relevante. Dacă aveți orice alt tip de întrebare, vă aștept în comentarii sau pe Instagram și dacă vă aveți alte experiențe cu facultatea de arte, din nou, vă aștept în comentarii să schimbăm impresii.